găsit la emisiunea Cuvântul care schimbă vieți. Aș dori la începutul acestei emisiuni să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu un text din Scriptură, așa cum el este scris în Evanghelia după Luca, capitolul 19. Vreau să vă invit să fim cu toții cu luarea minte la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și vă rog să-mi permiteți să recitesc acest ultim verset, care este cumva și versetul cel mai reprezentativ din această Evanghelie, și anume: pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iată un verset din Scriptură care conține un adevăr crucial, un adevăr de importanță supremă, un adevăr care însumează întreaga lucrare a Mântuitorului nostru, Fiul lui Dumnezeu, care a coborât la noi, a devenit Fiul omului și a venit în lumea noastră cu o misiune cu totul și cu totul specială, o misiune unică, și anume aceea de a-i căuta și de a-i salva, de a-i mântui pe oamenii pierduți sau pe oamenii păcătoși. Vreau să spun că asta e o veste bună, e o veste extrem de bună. Faptul că Dumnezeu, care încă de la început din Eden, după ce omul a căzut prin neascultare, l-a căutat și l-a strigat pe Adam și a spus: Adame, unde ești? Dumnezeu continuă să ne caute, ne caută pe fiecare dintre noi și o face tocmai pentru a ne oferi viața veșnică. O veste bună, însă o veste bună doar pentru aceia care se văd păcătoși, pierduți și recunosc starea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume și iată scopul, misiunea lui, ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, spunea Pavel, cel din tâi sunt eu. Dacă poți să spui la fel, și eu pot să spun la fel ca și Pavel: Hristos Iisus a venit în lume pentru mine, pentru cei păcătoși, cel din tâi sunt eu. Dacă poți să spui același lucru, vestea aceasta că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, e o veste bună pentru tine. Mulți oameni pierduți, rătăciți, s-au lăsat găsiți de Fiul lui Dumnezeu. Mulți oameni păcătoși au răspuns la chemarea Fiului lui Dumnezeu și au primit nu doar viața veșnică, au primit acea viață nouă, acea viață din belșug, acea trăire plină de semnificație pe care ne-o promite Dumnezeu. Începem o serie de emisiuni, emisiuni pe care le-am intitulat Mântuirea celor pierduți sau Mântuirea celor păcătoși. Iar în cadrul acestor emisiuni vom privi la câteva personaje din Evanghelie, vor fi câteva exemple de oameni
care l-au întâlnit în mod real și personal pe Fiul lui Dumnezeu. O să spun încă de la început că nu toți aceia care l-au întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu l-au și urmat. Nu toți l-au primit, nu toți au crezut în el. Au fost și dintre aceia care l-au respins sau i-au întors spatele. Dar toți aceia care l-au primit și au crezut în Fiul lui Dumnezeu au primit viața veșnică, iar viața lor a fost total transformată într-un mod radical. Astăzi, și am citit textul acesta din Evanghelie, vom privi la Zacheu și vom privi la întâlnirea cu Mântuitorul a celor pierduți. Zacheu, întâlnirea celor pierduți cu Mântuitorul. E o istorie care ne învață că nu există păcătoși pe care Hristos nu-i poate mântui. Că nimeni nu este prea departe, nimeni nu este prea rău, nimeni nu este prea căzut. Nu sunt oameni care să nu aibă șansa mântuirii înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu-i prea vinovat sau prea departe pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar primul adevăr la care aș vrea să ne oprim de data aceasta e acela că înainte de a-L întâlni pe Mântuitorul, noi suntem pierduți. Înainte de a-L întâlni pe Mântuitorul, noi suntem pierduți. Se spune că există trei imagini, trei perspective cu privire la fiecare dintre noi. Pe de o parte este modul în care ne privesc alții. Și de obicei încercăm să facem în așa fel încât să impresionăm, să arătăm bine atunci când alții ne privesc și își fac o părere cu privire la noi. Apoi există imaginea pe care o avem noi înșine cu privire la propria persoană. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să avem păreri cumpătate, adică echilibrate cu privire la propria noastră viață, dar dincolo de asta mai există o imagine și este la urma urmei imaginea care contează, imaginea noastră înaintea lui Dumnezeu sau cum ne vede Dumnezeu. Ar vrea să privim la Zacheu prin trei perspective, trei imagini. Mai întâi, în ochii lumii, Zacheu era un om de succes. Un om de succes. Este o descriere în textul nostru care este foarte simplă și cuvântul lui Dumnezeu spune un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Pe de o parte, omul acesta, spuneam, de succes în ochii lumii, era un om bogat. Avea o avere impresionantă, un om bogat, așa am citit, din cuvântul lui Dumnezeu, probabil că toți cei din cetatea Erihonului știau care este casa, care este vila, care este domeniul lui Zacheu. Trăia într-un oraș plin de viață, într-un oraș prosper, într-un oraș frumos. Erihonul era numit orașul Finicilor și sunt istorici care spun că ar fi fost cea mai veche cetate din lume, undeva în anul 1000 înainte de Hristos, ar fi fost înființat orașul acesta cu o istorie impresionantă. Zacheu e un om realizat din punct de vedere material. Are siguranță materială, nu-i lipsește absolut nimic. Era un om bogat. Apoi, ni se spune despre el că avea și o slujbă foarte bună. Omul acesta, bogat, numit Zacheu, era mai marele sau era șeful vămii. Exista un drum comercial principal care din Egipt mergea până în Damasc, în Răsărit, iar drumul acesta trecea prin Ierihon. Erau trei centre mari de colectare a taxelor, iar Ierihonul era unul dintre aceste centre. Era cel mai important dintre ele și în vremea aceea romanii foloseau de obicei băștinași pentru a aduna tot felul de taxe și tot felul de impozite. Ideea era următoarea. Romanii și guvernanții romani impuneau un anumit barem în ceea ce însemna adunarea taxelor. Iar apoi,
de la suma aceea, vameșul avea libertatea să mai adauge ceva, să mai pună ceva. Tot ceea ce era în plus, pe roman îi interesa să colecteze atât cât au decis ei, tot ceea ce era în plus intra în buzunarul vameșului. Și existau și atunci tot felul de taxe și tot felul de impozite. Un om de succes în ochii lumii, bogat, cu o slujbă foarte bună, am spune salariu foarte bun, foarte multe comisioane, și omul acesta avea și o poziție socială înaltă, pentru că nu e așa, cine are bani poate să își câștige, chiar să-și cumpere, prin influența pe care o dau banii, o poziție socială. Un om bogat, cu influență, cu prestigiu, un om înaintea căruia se deschid uși, un om de succes, cum probabil puțini erau în vremea aceea în Ierihon. Asta e imaginea lui Zacheu înaintea lumii. Însă există o a doua imagine a lui Zacheu. Dacă în ochii lumii Zacheu era un om de succes, în ochii celor religioși, Zacheu era un păcătos notoriu. Și ori de câte ori cineva în poporul lui Dumnezeu vorbea despre vameș, vameșii erau considerați trădători de neam, oameni care s-au compromis și s-au vândut romanilor. Vameșul era, prin definiție, un om avar, un om lacom, un om meschin, un om corupt, un paria al societății, om de cea mai joasă speță, om care era disprețuit. De aceea și în Evanghelie avem expresia vameșii și păcătoșii. Și aceste cuvinte au ajuns să devină sinonime, făceau parte din aceeași categorie. Oamenii religioși ai vremii spuneau cu vameșii să nu ai de-a face, să te ferești de ei, să nu intri în compania lor, nici cel puțin în casa lor, să nu-i atingi, ca nu cumva să te spurci. Era interzis pentru ei să intre în templu, iar dacă un vameș ajungea cumva la sinagogă, așa cum este și pilda dată de Mântuitorul nostru, trebuia să se așeze pe ultima bancă, pe locul cel mai din urmă al sinagogii, să se bată cu pumnul în piept ca un om foarte păcătos. Atunci când oamenii religioși treceau pe lângă vameș, scuipau disprețuitor banii lor. Dacă ar fi dorit să facă o donație, să se implice în acte caritabile, erau respinși. Cuvântul lor nu era acceptat într-un tribunal. Erau considerați oameni irecuperabili, oameni condamnați pentru totdeauna. Iată-l pe Zacheu. În ochii lumii, un om de succes. Nu-i lipsește nimic. În ochii celor religioși, un om disprețuit, un om corupt. Apoi găsim o a treia imagine a lui Zacheu, și anume în ochii lui Hristos. Zacheu, vameșul, dragii mei, este un om pierdut care trebuia găsit. Un om pierdut care trebuia găsit. Exista o poreclă pe care cărturarii și fariseii i-au atribuit-o Domnului Iisus Hristos, și anume prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Și interesant este faptul că evanghelistul Luca îi prezintă în această evanghelie oarecum într-o lumină favorabilă. N-aș vrea să înțelegeți greșit, Mântuitorul nu a aprobat faptele lor care erau rele și murdare, dar Mântuitorul i-a acceptat pe oamenii aceștia și i-a chemat și le-a dat șansa să se întoarcă la Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 12-13, citim următoarele. Au venit și niște vame, suntem în vremea lui Ioan Botezătorul, să fie botezați, și au zis: învățătorule, noi ce trebuie să facem? Iată vame și iată oameni puțin religioși care sunt interesați de sufletul lor, de relația lor cu Dumnezeu. Pun întrebarea ce ar trebui să facem și primesc răspuns. Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. O altă referință în aceeași Evanghelie,
Capitolul 5, versetele 27 și 28. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Și vorbim despre unul dintre aceia care avea să devină un apostol al Domnului Iisus Hristos, și anume cel care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, Levi, apostolul Matei, cel care scrie și o evanghelie, un vameș care renunță la toată cariera lui și îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu. Aceeași evanghelie, capitolul 15, primele două versete. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și avem apoi în capitolul 18 celebra pildă a vameșului și a fariseului. Răspunsul Mântuitorului la acuzația adusă, el este prietenul vameșilor și al păcătoșilor, îl găsim în capitolul 5 din aceeași evanghelie, versetele 30-32. Și citim următoarele cuvinte. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Zacheu e un om realizat în ochii lumii. Zacheu e un mare păcătos, păcătos notoriu în ochii celor religioși. Zacheu e un om pierdut, e un om bolnav, un om care suferă de boala de care suferă întreaga omenire, de boala păcatului, e un om care are nevoie de mântuire. Este, așa cum va spune puțin mai târziu Mântuitorul, un fiu al lui Avram, care a fost pierdut, dar care urma să găsească mântuirea. La urma urmei, dragii mei, vorbim despre mântuirea oamenilor pierduți. Dacă ar fi să ne gândim la un lucru pierdut, un lucru pierdut este un lucru care nu mai este așezat la locul lui. Nu mai este acolo unde ar trebui să fie. Dar lucrul acela pierdut are mai departe aceeași valoare. Dacă ai pierdut un telefon, dacă ai pierdut o sumă de bani, suma aceea are aceeași valoare, telefonul acela are aceeași valoare, doar că se află într-un loc nepotrivit, acolo unde nu ar trebui să fie. Toți oamenii au valoare înaintea lui Dumnezeu. Oamenii pierduți, oamenii rătăciți, oamenii păcătoși sunt iubiți de Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și poate ar trebui să spunem, înainte de a merge mai departe, că Biserica Domnului Iisus Hristos, indiferent de confesiune, de eticheta pe care o poartă, continuă lucrarea Domnului Iisus Hristos, continuă lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Nu e așa că de obicei este mai ușor ca de o biserică, de oamenii din biserică să se alăture, să se agațe, să vină oameni care par respectabili, oameni care poate sunt destul de religioși, oameni care nu sunt considerați drojdia societății, mai greu, parcă, așa cum se apropiau de Fiul lui Dumnezeu, vameșii, păcătoșii, prostituatele, oamenii care treau în tot felul de vicii, parcă mai greu în zilele noastre vin spre Biserica Domnului Iisus Hristos și cred că lucrul acesta e o provocare pentru biserica de la începutul mileniului 3. Zacheu are bani, Zacheu este om de succes, dar în inima lui există un gol, ceva îi scapă, ceva îi lipsește. Viața trebuie să fie ceva mai mult decât să aduni bani, să ai avere, să ai faimă, să nu-ți lipsească nimic. Mântuitorul spunea într-o anumită împrejurare că viața unui om nu stă în belșugul avuției lui, iar altădată
Fiul lui Dumnezeu spunea, întrebând retoric, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și răspunsul îl cunoaștem. Nu ne-ar folosi la absolut nimic. Iată-l așadar, dragii mei, pe vameșul acesta, Zacheu, pe omul acesta înainte de a-l întâlni pe Mântuitorul. Și aș vrea să repet că înainte de a-l întâlni pe Mântuitorul, noi suntem pierduți. În al doilea rând, pentru a-l întâlni pe Hristos, pe Mântuitorul, trebuie să îndepărtăm obstacolele care stau între noi și El. Și vom vedea că tocmai lucrul acesta l-a făcut Zacheu. A fost o serie de obstacole care stăteau înaintea lui Zacheu și am citit că el căuta să vadă cine este Iisus. Cumva, Zacheu a auzit că Iisus trece prin Ierihon. Era, de fapt, ultimul drum pe care Mântuitorul îl făcea spre Ierusalim, acolo unde avea să fie respins, judecat și apoi crucificat. Se apropia marea sărbătoare a Paștelui și de aceea probabil erau mulțimi de oameni care fremătau în orașul acesta Ierihon, mergând și ei spre Ierusalim. Zacheu, poate din curiozitate sau poate având o povară a vinovăției pe umerii lui, a dorit să îl vadă pe acest Iisus. Cu siguranță a auzit de el. Și probabil și-a pus întrebarea, cine este acest om ieșit din tipare? Acest om care, pe de-o parte, pare un om sfânt, care învață cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp este asociat cu vameșii, cu păcătoșii, aceștia îl caută, se pot apropia de el. Cine-i omul acesta? Cine acest profet care tocmai de curând a deschis ochii orbului? Acest om care nu respinge pe nimeni și acum trece pe aici. Poate, se gândea Zacheu, soluția, secretul pentru viața mea stă în omul acesta. În Evanghelia după Luca, capitolul 13, cu versetul 23, citim aceste cuvinte. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și Mântuitorul nu răspunde prin a spune mulți sau puțini. O face în altă parte. Dar acum spune așa, nevoiți-vă sau siliți-vă sau luptați-vă cu toate puterile să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Adică intră cu orice preț și fă-o repede pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt, dragii mei, obstacole pe care fiecare dintre noi trebuie să le îndepărtăm atunci când vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Pe de o parte, mulțimea, cei din jurul nostru, pot reprezenta la un moment dat un obstacol. Ni se spune că Zacheu era un om mic de statură, un om scund, dar cu toate astea nu renunță. Cineva spunea, ca într-o glumă, că cea mai mare bucurie a unui om foarte mic este atunci când întâlnește pe cineva mai mic decât el. Zacheu vrea să-l vadă pe Iisus, Zacheu intră în mulțime, dar mulțimea din jurul lui reprezintă un obstacol. Se pare că este energic, rapid, iasă din mulțime, nu-i pasă de ceea ce va spune mulțimea și se urcă într-un copac, într-un dud sau într-un sicomor, este cuvântul din original. Era un arbore exotic mare, cu lemn tare, cu fructe comestibile, amestecate, asociate cu smochinele din aceeași familie, cu duzii. Nu e atât de important cum numim copacul acela, Zacheu se urcă în el. Nu crede că este sub demnitatea lui, Zacheu nu lasă ca mulțimea, dragii mei, să fie un obstacol. Și ar trebui să spunem că uneori, în calea oamenilor care vor să se întoarcă la Dumnezeu, se pune mulțimea. Ce vor spune ceilalți? S-au întâlnit oameni care spun că
Acolo unde or ajunge toți, voi ajunge și eu. Ce se va întâmpla cu toată lumea, se va întâmpla și cu mine. Doar că Dumnezeu în mod personal ne va trage la răspundere pe fiecare dintre noi. Da? Putem să fim atenți la ceea ce spun alții, putem să privim la căile celor din jurul nostru, dar în cele din urmă trebuie să ne conformăm la ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa ca mulțimea, ca oamenii din jurul tău să fie cei care decid destinul tău veșnic. Nu lăsa ca ei să fie o barieră între tine și Dumnezeu. Mântuitorul spunea, dacă cineva iubește mai mult tată, mamă, frate, soră, chiar pe cei din familia lui, decât pe mine, nu este vrednic de mine și de împărăția mea. Apoi, există un alt obstacol, și anume rușinea. Se pare că pentru Zacheu, dudul acela a fost și o ascunzătoare. Era vorba de reputația lui pătată, de păcatele lui cu care încerca să se ascundă acolo. Probabil s-a gândit, sunt prea păcătos să stau față în față cu omul acesta sfânt. Mai sunt și alte obstacole, cum ar fi preocupările. Oameni care sunt prea ocupați ca să se gândească la sufletul lor, să aibă timp de rugăciune, de citirea Scripturii, de biserică, de relația cu Dumnezeu. Prea mult se gândesc la lucrurile materiale, la ceea ce se întâmplă sub soare, la ceea ce într-o zi vom lăsa în urma noastră când vom pleca în veșnicie, câteodată și preocupările excesive pentru lucrurile acestei lumi, când inima noastră se lipește de ele, reprezintă un obstacol pe care ar trebui să îl îndepărtăm. Și apoi mai este și amânarea. Este șoapta aceea a celui rău care spune să te întorci la Dumnezeu, să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu, e un lucru bun. Dar nu o fă tocmai acum, puțin mai târziu. Cineva cu mulți ani în urmă a scos o broșurică frumos ilustrată și a vorbea despre un film al vieții. Despre un copil care spune în dreptul lui, sunt prea mic ca să mă întorc la Dumnezeu, și apoi copilul acela devine tânăr și spune, sunt prea tânăr ca să mă întorc la Dumnezeu, am viața înainte, și apoi își întemeiază o familie, își face o carieră și spune, sunt prea ocupat ca să mă întorc la Dumnezeu. Și apoi e același personaj, bătrân, cu un baston, cu părul alb, prea bătrân să mă întorc la Dumnezeu. Și în cele din urmă e o cruce pe care scrie, prea târziu ca să mă întorc la Dumnezeu. Atunci, într-adevăr, este prea târziu, dragii mei, să nu lăsăm niciun obstacol între noi și Dumnezeu. Nici mulțimea, nici preocupările, nici amânarea, nici rușinea, să dăm la o parte toate obstacolele acestea ca să-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu. Ieși din mulțime, vino la lumină, fă-ți timp astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Oare ești preocupat suficient de mult de sufletul tău, de păcatele tale, de starea ta, de veșnicia ta, încât să dai la o parte orice piedică? Care sunt obstacolele din viața ta? Ce te reține să-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu? Să ieși din mulțime? Și un ultim adevăr foarte pe scurt, atunci când îl întâlnim pe Mântuitorul, dragii mei, experimentăm transformarea. Înainte de a-L întâlni, suntem pierduți, păcătoși. Ca să-L putem întâlni, trebuie să dăm la o parte obstacolele, să le dărâmăm. Iar atunci când îl întâlnim, experimentăm transformarea. Sigur, ni se pare că Zacheul caută pe Mântuitorul, însă înțelegem că de fapt Mântuitorul îl căuta pe Zacheu. Așa am citit că Fiul lui Dumnezeu s-a oprit și a ridicat privirea în sus, l-a privit și apoi l-a strigat pe nume, pentru că așa ne cheamă Fiul lui Dumnezeu pe nume pe fiecare dintre noi. Ca să putem experimenta transformarea,
trebuie să ascultăm de El. Și observați cum Hristos ia inițiativa, Hristos o ia înaintea lui Zacheu. Hristos ne caută pentru ca noi să-L putem căuta, ne alege pentru ca noi să-L putem alege, ne iubește pentru ca noi să-L putem iubi. Și sunt două porunci, mai degrabă decât o autoinvitație. Mântuitorul spune: coboară, fă-o repede, fă-o acum și primește-mă în casa ta. Astăzi trebuie să rămân, să intru în casa ta. Ca să experimentezi transformarea, trebuie să asculți de tot ceea ce îți poruncește El. Apoi, ca să experimentezi transformarea, trebuie să îl primești cu bucurie. Mântuitorul spune: astăzi trebuie să rămân în casa ta. Adică nu se poate altfel, nu se poate de la distanță. Este practic singura ocazie din Evanghelie în care Fiul lui Dumnezeu se autoinvită în casa cuiva. Și am citit că Zacheu s-a dat jos în grabă. Spuneam, îl văd ca pe un om energic. A sărit din copac cu bucurie. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu în casa lui. Prea des suntem lipsiți de bucurie. Trebuie să ascultăm de El și trebuie să-L primim plin de bucurie. Fața, inima, cuvintele noastre ar trebui să arate acea bucurie a cerului, acea bucurie a mântuirii, acea bucurie că păcatele noastre au fost iertate. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El a stat înaintea Domnului. Când îl întâlnim pe Mântuitorul, experimentăm transformarea. Atunci când ascultăm de El, atunci când îl primim cu bucurie, și atunci când suntem gata să ne pocăim, în timp ce stau la masă, cu siguranță s-a întâmplat ceva. Domnul Iisus Hristos îi vorbește, nu avem înregistrate cuvintele pe care i le-a spus, dar cu siguranță, printre altele, l-a confruntat cu păcatele sale. Și Mântuitorul, care îi vorbește despre nevoia întoarcerii și a pocăinței, este cel care, în același timp, aduce transformare în viața lui Zacheu. Și Zacheu spune: Doamne, am înțeles și vreau să îndrept greșelile. Și în felul acesta, omul care odinioară era gata să ia ceea ce nu avea dreptul să ia, omul care a fost plin de lăcomie, se schimbă într-un mod radical. El spune în felul următor: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Ideea este următoarea: dacă atunci când te întorci la Dumnezeu ai ceva la care nu poți renunța de dragul lui Hristos, înseamnă că nu tu posezi acel lucru, ci acel lucru te posedează pe tine, a devenit Dumnezeul tău. În viața lui Zacheu se văd roadele mântuirii, se schimbă stăpânul, se schimbă sistemul lui de valori. Dacă până aici a adunat și a adunat cu nedreptate, acum este generos, de data aceasta dăruiește, se schimbă modul în care se raportează la seminii săi, nu mai este egoist, este un om altruist, pentru că o credință fără fapte este o credință moartă, dragii mei. Mântuirea, pocăința este întotdeauna ceva observabil pentru ceilalți. Am privit cu ajutorul lui Dumnezeu la istoria acestui om. Într-o vreme în care ne gândim la mântuirea celor păcătoși, Zacheu, cel care l-a întâlnit pe Mântuitorul celor pierduți, îl putem întâlni fiecare dintre noi în același fel, știind că înainte de întâlnirea cu El suntem pierduți, fiind conștienți că sunt obstacole pe care trebuie să le îndepărtăm și apoi să-i permitem să intre în casa noastră, în casa inimii noastre, să devină stăpân și să aducă transformare. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Vă doresc tuturor să devenim acei oameni noi, după chipul Fiului lui Dumnezeu, să ne bucurăm în felul ăsta de relația cu El și de o veșnicie întreagă, petrecută alături de El în ceruri.
Așa să ne ajute Dumnezeu.